În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am venit să binevestesc anul bineplăcut Domnului. Iubiți credincioși, și ziua de astăzi este încurunată cu trei mari semnificații. În primul rând, suntem în praznicul de însemnare a numelui lui Iisus, pentru că la 8 zile de la naștere, în legea cea veche se făcea circumcizia celui de parte bărbătească, prilej cu care se punea și numele. Multe nume a avut Mântuitorul și are în continuare. Ați auzit, este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul omului, este Emanuel, este Hristos, dar astăzi este numit Iisus. Pentru că așa a fost numit atunci când îngerul Gabriel a venit la Fecioara Maria și i-a adus vestea cea minunată că va naște fiul. Și în momentul în care Sfânta Fecioară a acceptat spunând fie mie, în momentul acela Iisus s-a zămislit și iată că s-a născut, acum însă este în fața noastră și cu numele. Al doilea mare praznic al zilei de astăzi este sărbătorirea Sfântului Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh, trăitor în secolul IV, de la care avem multe, multe lucruri frumoase, începuturi de atitudini sociale, să spunem așa, ale bisericii, și n-am să poposesc decât două fraze să vă spun de ce îl admirăm foarte tare pe Sfântul Vasile cel Mare. În primul rând îl admirăm pentru că într-o vreme în care nu era structurată societatea cum este acum, nu exista un serviciu de sănătate, să spunem, nu exista un serviciu de turism, el a organizat primele spitale și primele case de oaspeți. Acum, bineînțeles că biserica își revendică puțin aceste lucruri, dar pe nedrept, și vreau să înțelegeți că eu așa cred. Factorul social, latura aceasta socială a bisericii în timp, a fost predată părții sociale, adică să se dea cezarului ce este al cezarului. Atunci când Sfinții Apostoli nu mai puteau să prididească, așa pe românește, să facă față la mesele, la agapele frățești, la întâlnirile din dragoste de după slujbă, Dumnezeu a intervenit și a spus: alegeți dintre voi 7 bărbați curați și credincioși care să facă această slujbă. Și a apărut diaconia, a apărut structura aceasta a ajutorilor ierarhilor și preoților. Ei bine, și aceste vasiliade pe care Sfântul Vasile cel Mare le-a întemeiat au fost preluate de către părțile sociale. Ei bine, acum nu să intrăm noi în ograda celorlalți, să ne certăm cu ei pe turism sau pe sănătate. Fiecare în curtea lui. Dar trebuie să ne ținem fiecare din ea. Biserica trebuie să-și vadă în primul rând de aspectul acesta al însănătoșirii sufletești, după care, dacă este solicitată să ajute cu ceva într-o anumită direcție socială, o poate face, dar numai dacă este solicitată. Așa văd eu lucrurile. Să revenim la oile noastre. Sărbătoarea de astăzi mai are și al treilea aspect, acela al începutului unui an nou civil. Și pentru că vă spuneam aseară despre înnoire și noutate a anului, astăzi am să vă spun câteva cuvinte despre înnoirea noastră. Ați auzit acum vreo 50 de ani când se spunea despre omul nou? Ei, biserica nu asta vrea. Omul nou era un fel de om din care se extrăgea sufletul și se băga în loc de morală, etică, și se așeza, se numea omul nou. Omul nou nu mai era obligat să se ducă la biserică, omul nou nu mai era obligat să facă faptele sociale decât pe cele etice, omul nou era exonerat de orice atribuțiune umană.
Și să știți că omului nou îi era foarte bine. Să vă spun și de ce. Dacă îl întreba cineva pe omul nou de ce nu s-a cununat, zicea, păi nu mă lasă partidul. Dacă zicea omului nou cineva de ce n-a fost pe la biserică, zice, păi da, dar mă urmărește una alta. Era foarte ușor ca omul nou să dea vina pe cineva. Cineva era biserica sau Dumnezeu. Nu vreau să înțelegeți că omul nou este așa de repudiat, dar să ne gândim care este mesajul anului nou, al anului înnoit. Să ne înnoiască pe noi. De aceea vreau să vă propun astăzi subiectul înnoirii omului. Nu vrem om nou, dar vrem om înnoit. Nu vrem să extragem din om, ci vrem să folosim, așa cum folosesc cei care practică artele marțiale, energia adversarului, nu ca să o pareze, ci ca să o folosească în favoarea lor. Nu spunem împotriva celui care a deschis cutia Pandorei. Așadar, avem trei mari posibilități de înnoire. Prima mare înnoire a omului este la botez. Omul cel vechi devine prin apă și prin duh un om înnoit. Nu se schimbă acum, după ce îl scoatem din apa botezului, din cristelin, că nu o să primim alt om cu altă identitate. Nu, îl primim pe același, dar înnoit. Și Duhul Sfânt este solicitat de către Sfinții Părinți să se înnoiască întru noi. La rugăciunea de sfințirea darurilor, dacă sunteți atenți, preotul se roagă să trimită Duhul cel Sfânt să îl înnoiască nouă. Sunt anumite lucruri care nu neapărat că se învechesc, dar rămân într-o anumită structură și ele trebuie să fie înnoite. Va să zică baia nașterii din nou a botezului este prima cale de înnoire. Dar acum, ca orice lucru nou, începe să se murdărească, să se strice. Și ce facem? Intervine a doua mare șansă dată omului, care este spovedania. Să înnoiască omul. Să îl ia din adânc de ape și să-l ridice, să-l iubească, să nu-l certe că e ud și să-l reașeze, să îl înnoiască. Se spune că odată un sfânt părinte pe la Athos se îngrijea de grădină. După 2-3 zile îl întreabă un ucenic: învățătorule, cu ce te-ai ocupat zilele acestea? Că nu prea te-am văzut pe aici, prin chilie. Zice, ia ca tată, am spovedit niște roșii. Așa trebuie să facem noi și cu sufletele. Dar omul îmbunătățit, obișnuit să înnoiască, a spus ce a făcut în termenii în care el a săvârșit. Probabil că a spus și rugăciuni și cu siguranță și-a spălat și el păcatele lui, gândind că se poate înnoi și el, dar a curățat vrejul ca să poată să crească roșiile frumoase. Asta înseamnă înnoire. Nu înseamnă să le jumulim de tot și după aia să așteptăm să punem altele. Poate că acele altele o să vină cu buruieni și mai mari. De aceea spovedania nu înseamnă desființarea omului, ci decât primenirea lui, reașezarea lui. Și să nu repudiem acum nimic din tot ceea ce am făcut, ci să îmbunătățim și să vedem, să luăm dintr-o parte, să punem într-alta. Chiar mă bucur că am fost provocat vis-a-vis de niște discuții între copii și părinți, pentru că acum fiecare om cu specialitatea lui. Specialitatea mea este să mă bag acolo unde sunt chemat, adică la mijloc. Și bineînțeles, totul se pornește de la următoarea remarcă, pe care personal și acasă o cunosc. Fiecare are dreptate. Bineînțeles că acum veți spune, păi bine, bine, fiecare are dreptate, are dreptate. Dar cum? În felul lui. Știți despre cel care se știa de către foarte multă lume că dădea dreptate la toți.
Și vine unul foarte supărat, zice, domnule, eu am auzit că dumneata dai dreptate și unuia și altuia când vin doi să se judece la mata. Da. Păi da, acum să știți că s-ar putea ca unul să aibă dreptate mai mult și altul mai puțin. Adică? Păi adică să n-aibă dreptate amândoi la fel. Da, domnule, știi că și dumneata ai dreptate? Toate sunt relative. Dar dacă pornim pe ideea că toți au dreptate, pornim de la ideea de pace. Dacă începem să ne coalizăm cu o anumită parte pe care o credem noi mai slabă, să o ajutăm, am greșit din start. Nu, domnule, toți au dreptate, decât că dreptatea lor. Și acum să punem pe masă dreptatea fiecăruia, că tot am vorbit de înnoirea omului. Să știți că și despre înnoirea conflictelor dintre oameni trebuie să vorbim, numai despre înnoirea omului. Conflictele dintre oameni, să știți că sunt decât niște ispite. Uitați-vă, de exemplu, afară. An de zile a fost o altă atmosferă decât acum, de toamnă. Toamnă târzie. Au fost zile de Crăciun și de Anul Nou, când era o zăpadă foarte mare și chiar acum vreo 7-8 ani știu că am spus un lucru frumos, dar cred că a vrut Dumnezeu să îmi dea așa o replică frumoasă și am spus, iată ce frumos, Dumnezeu ne-a arătat că niciun gospodar nu poate să ne acopere gropile așa cum știe el să o facă. Într-adevăr, nu se mai vedea nicio groapă, nu se mai vedea niciun tomberon plin, nu se mai vedea nicio sticlă spartă de cei care au diverse obiceiuri de an nou, nu se mai vedea nimic decât albul acela frumos. Și acum venind pe biserică, mă întrebam eu, Doamne, trebuie să spun și despre acest lucru, că sunt dator ca cel care am constatat cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu, cum adică Dumnezeu era bun numai cu 7-8 ani, acum nu mai e bun? Ba da, dar prin zloata aceasta de afară, Dumnezeu ne arată că trebuie să fim mai atenți. Sunt gropi peste tot și trebuie să luăm măsuri. Adică măsurile le știm cu toții. Să nu mai dăm mărunt în barbă, nu mai spunem nimic, dar avem grijă cu ștampila. Trebuie să facem ceva. Era aseară o beznă aici încât eu m-am mirat când ați ajuns dumneavoastră. Măcar acum să o iau pe aia profesională. Eu am ajuns la locul de muncă. Trebuia să ajung. Venea și pe brânci. Dar dumneavoastră cu ce vină aveați? Dar ați venit pe întunericul ăla. Deci trebuie să fim mai atenți. Mesajul de Crăciun și de Anul Nou de anul acesta este ca peste câțiva ani să avem grijă pe cine lăsăm să ne acopere gropile. Acum, dacă o fi Dumnezeu mare și ne dă o zăpadă frumoasă, zicem, bă, da proste, dar zăpada trece. Nu e tot anul, că nu suntem în Laponia. Vom vedea. E o temă de gândit. Să revenim la omul nostru înnoit. După ce l-am spovedit, urmează ultima etapă de înnoire, care este Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie, adică unirea cu Hristos. Îmi pare foarte rău că în timp anumiți termeni sunt furați de anumite categorii sociale. De exemplu, foarte bine spunea fratele nostru Constantin Noica. Zice, fraților, pentru prefacerea sfintelor am avea un termen extraordinar, petrecere, dar ne-au furat obețivii. Când zici petrecerea, era un lucru frumos, complet, petrecerea dintr-o parte într-alta, dar dacă ne-au luat obețivii, asta e. Frumos este atunci când ne adunăm cu cineva, să spunem că suntem împreună, dar limba română spune m-am împreunat și are o altă conotație și iar ne-a furat și pe asta ginecologia, să zicem. Ne-a furat. Dar termenul de unire, acesta este asta împreună. Asta vrea de la noi Dumnezeu. Asta vrea omul înnoit. Omul înnoit trebuie să aibă bine în minte următoarea idee. Nu e făcut să fie singur. Dacă nu e făcut să fie singur, trebuie să fie împreună cu cineva. Dar în primul rând să se simtă bine în pielea lui. Să fie unit, împreunat cu el însuși. Când e omul împreunat cu el însuși? Atunci când este împăcat, atunci când este primenit,
atunci când este spovedit, adică nu mai are vrejurile acelea uscate pe care un grădinar le dă la o parte de la o roșie sau de la o altă legumă și o dă la o parte și apare fructul, leguma apare cu o altă dimensiune și mult mai mult mângâiată de soare. Iubiți credincioși, a ne înnoi este una dintre cele mai frumoase îndatoriri ale noastre. Pentru că, mai spuneam și altă dată, noi înșine suntem metrul etalon pentru iubirea celuilalt. Și dacă metrul nu e bun, știm ce pățim. Nu ne mai ajunge măsurătoarea unde trebuie. Trebuie să șlefuim foarte bine acest metru etalon, cum spuneam aseară că anul este unul singur, dar din când în când îl înnoim. Îl înnoim tocmai pentru a-l așeza altfel, pentru că nici noi nu mai suntem cei de anul trecut și îmi pare bine să-mi aduc aminte, cineva intrase iar în panică, că nu știu când o să se termine gazele. Zic, bă, frate, pe asta am mai auzit-o, mă. Era până 80 și zicea că în 2013, fix, 2013, rămânem fără gaze, planeta rămâne fără gaze. E, mi se pare că au mai rămas ceva gaze, da? Și probabil că o să ne pară rău că n-au dispărut mai devreme gazele, că Dumnezeu ne trimite ceva. Întotdeauna a lăsat oamenilor ceva în loc. Numai omul nu știe că atunci când ia ceva, trebuie să pună ceva la loc, dar Dumnezeu niciodată nu a rămas dator cu acest lucru. A luat ceva și a pus altceva. Și apoi viața noastră până la urmă este așa pe etape. Mă întrebam unde mai sunt acum acadienii, sumerienii, babilonienii, unde mai sunt oameni de știință din Teba, unde mai este Egiptul în strălucirea lui, unde este biblioteca din Alexandria. Toate au trecut. Fraților, și noi suntem trecători, dar atâta vreme cât trecem înainte de a ne petrece, suntem aici. Și suntem datori să trăim frumos, să trăim primeniți, să trăim unul cu altul și să trăim înnoiți și din an în an să simțim că deja am depășit orice teamă și orice neputință în a noastră. Iubiți credincioși, mă rog unui Dumnezeu ca acest an înnoit să fie un an în care să ne redescoperim, să ne reinventăm, să putem să facem din magazia noastră pe care n-am mai deschis-o de mult, să facem lucruri adevărate. Sunt lucruri pe care le considerăm vechi. Imaginați-vă că cineva ar avea acum un cufăr de la bunica pe care l-a uitat cineva sau l-a dat de colo-colo. Astăzi când îl deschide, este mai actual decât orice linie de modă care a fost susținută pe mari companii de haute couture. Să știți că întotdeauna omul are în el niște sertare pe care trebuie să le deschidă să vadă ce este în ele. Sunt lucruri vechi? Nu. Sunt lucruri care se pot înnoi. Sunt gânduri în noi pe care nu le-am folosit. V-am spus și altă dată că în noi plânge întotdeauna un copil. Copilul din noi plânge că i-am promis atunci când eram mici, când mă voi face o mare, fac cu tare sau cu tare. Întrebați-vă măcar astăzi, într-o zi înnoită, ce am promis copilului din noi și nu am împlinit încă. Acesta este canonul pe care mi-l permis să vi-l dau astăzi și nu aș putea o face decât cu conștiința că mi l-am dat mie înainte și mă străduiesc de câțiva ani și vă spun că n-am reușit încă, dar mă străduiesc. Și dacă mi-ajută Dumnezeu, vă voi spune când voi afla câte lucruri am făcut, nu câte n-am făcut. Pentru că lista cu alea făcute este mică, cu cele nefăcute este mai mare. Să vă dea Dumnezeu puterea de a găsi în primul rând acele lucruri pe care le-ați promis și apoi puterea de a le face și pentru noi și pentru ceilalți. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu într-un an înnoit.